Poveștile de viață ale celor care ne urmăresc bat uneori filmul. Un exemplu de femeie puternică este chiar Cosmescu Monica Husti, o femeie pe care soarta a decis să o facă puternică, iar la 47 de ani și-a descoperit o pasiune cu totul aparte, o pasiune din care a făcut performanță și a devenit cunoscută. Deși la bază este asistentă medicală, în viața reală este artistă, decorator și în acest moment lucrează și la o organizație non-profit. Și în urmă cu 3 ani de zile mi-am pierdut soțul în perioada pandemiei, amândoi fiind bolnavi, din nefericire el neputând să treacă peste boală. Așa că am rămas singură și într-o perioadă în care știți așa de bine că nu puteam să ne mișcăm prea mult, am simțit nevoia literalmente să fac mișcare, să ies din cochilie și să mă pornesc, dacă pot să zic așa, să mă adun după toată situația prin care am trecut. Și în mintea mea era că voi face doar mișcare, ceea ce am și făcut în prima fază. Ulterior am contactat un prieten care am văzut că el a postat ceva pe Facebook despre un sport foarte necunoscut mie, jiu-jitsu brazilian. Bănuiam că este vorba despre arte marțiale, dar nu știam cu ce se mănâncă, ca să spun așa. E bine, prietenul acesta este în Anglia și am văzut că a postat ceva în legătură cu o competiție în ideea asta. Și am fost curioasă despre ce este vorba și m-a încurajat să caut la mine în oraș, unde locuiesc acum, în Hunedoara sau Deva, sau mai bine spus, unde locuiam la momentul acela, în Deva, cum sunt în Hunedoara, dar fac naveta aproape zilnic pentru antrenamente. Și am găsit, într-adevăr, o sală unde se face jiu-jitsu brazilian. Din fericire am dat exact peste antrenorul care mi l-aș fi dorit să-l am. El nu este de origine român, dar locuiește în România. Așa că toate antrenamentele noastre sunt în limba engleză, un lucru care de asemenea mă ajută să mă dezvolt și în direcția asta, de ce nu? Dar ce vreau să vă spun mai exact despre toată aventura mea este că nu doar că am început să fac mișcare și am început să fac jiu-jitsu brazilian, am început să fac acest lucru la aproape 48 de ani. Aveam 47 de ani și jumătate când am început să fac acest lucru. Aproximativ chiar 3 ani de atunci. Și în mintea mea era că fac ceva interesant. Dar la foarte brazilian am început să fac acest lucru la aproape 48 de ani. Aveam 47 de ani și jumătate când am început să fac acest lucru. Aproximativ chiar 3 ani de atunci. Și în mintea mea era că fac ceva interesant. Dar la foarte scurt timp după aceea mi-am dat seama că iubesc ceea ce fac și pentru că în sala noastră de antrenamente se încurajează foarte mult competițiile, mi-am permis și mie să am curajul acesta să văd cum este. Rezultatele au început să vină destul de repede și neașteptat de bune. Și chiar dacă sunt doar la centura albastră cu 2 trese, la noi oricum centurile se dau la intervale de câțiva ani, bineînțeles pe baza performanțelor studentului, atât în competiții cât și în ce privește skillurile lui. Dar așa cum am spus, am avut rezultate de aproape de la început, de în momentul în care am început să merg în competiții. Așa că, foarte pe scurt, aș putea să vă spun că am reușit deja să am 4 medalii de aur luate în Anglia, doar 3 dintre ele într-un singur campionat. Și ultima din competiția respectivă am reușit să iau exact la oră după ce am fost promovată pe podium la centura albastră. Am sărit, ca să zic așa, în competiție cu o altă centură albastră,
Și am reușit să-mi ving și a fost foarte încurajator pentru mine că eu, nefiind experimentată, la o oră exact așa cum am spus, am reușit să am curajul să încerc norocul și am câștigat atunci cele trei medalii. Un an înainte am reușit să iau o altă medalie la Londra. Și numai departe de anul acesta am reușit să fiu de patru ori campioană europeană, un dublu în campionatul din Franța, Paris, un dublu de asemenea în Barcelona și de asemenea am fost în Las Vegas la campionatul mondial, unde am reușit o performanță frumoasă, o medalie de argint și una de bronz. Am fost la câțiva milimetri, să zic așa, de a medalia de aur, dacă oponenta mea cu care am luptat n-ar fi reușit să egaleze avantajul cu care am condus și am dominat tot meciul, dar din nefericire pentru mine, la decizia arbitrului am pierdut și am luat doar medalia de bronz în categoria mea și medalia de argint în categoria de open, unde am luptat cu competitoare extrem de grele, chiar dublu categoria mea de greutate. A fost o provocare, am reușit să câștig în categoria de open două meciuri și a fost încurajator. Am venit acasă cu multe învățături, cu multe lucruri care știu că trebuie să le îmbunătățesc, pentru că, bineînțeles, visez să fiu campioană mondială, am fost atât de aproape. De altfel, sunt singurele meciuri din campionatul mondial la care nu am luat medalie de aur. Restul, toate competițiile internaționale la care am participat, am luat de fiecare dată medalie de aur. Dar, așa cum am spus, am avut rezultate de aproape de la început, din momentul în care am început să merg în competiții, așa că foarte pe scurt aș putea să vă spun că am reușit deja să am patru medalii de aur luate în Anglia, doar trei dintre ele într-un singur campionat și ultima din competiția respectivă am reușit să iau exact la oră după ce am fost promovată pe podium la centura albastră. Am sărit, ca să zic așa, în competiție cu o altă centură albastră. Și am reușit să-mi ving și a fost foarte încurajator pentru mine că eu, nefiind experimentată, la o oră exact așa cum am spus, am reușit să am curajul să încerc norocul și am câștigat atunci cele trei medalii. Un an înainte am reușit să iau o altă medalie la Londra. Și numai departe de anul acesta am reușit să fiu de patru ori campioană europeană, un dublu în campionatul din Franța, Paris, un dublu de asemenea în Barcelona și de asemenea am fost în Las Vegas la campionatul mondial, unde am reușit o performanță frumoasă, o medalie de argint și una de bronz. Am fost la câțiva milimetri, să zic așa, de a medalia de aur, dacă oponenta mea cu care am luptat n-ar fi reușit să egaleze avantajul cu care am condus și am dominat tot meciul, dar din nefericire pentru mine, la decizia arbitrului am pierdut și am luat doar medalia de bronz în categoria mea și medalia de argint în categoria de open, unde am luptat cu competitoare extrem de grele, chiar dublu categoria mea de greutate. A fost o provocare, am reușit să câștig în categoria de open două meciuri și a fost încurajator. Am venit acasă cu multe învățături, cu multe lucruri care știu că trebuie să le îmbunătățesc, pentru că, bineînțeles, visez să fiu campioană mondială, am fost atât de aproape. De altfel, sunt singurele meciuri din campionatul mondial la care nu am luat medalie de aur. Restul, toate competițiile internaționale la care am participat, am luat de fiecare dată medalie de aur.
Și ce să spun, îmi place omul care am devenit, mă încurajează foarte mult, îmi dă multă încredere, ai mai mult curaj, mai multă siguranță, să zic așa. Foarte multe skill-uri și îndemânări pe care pot să zic că și în viața de toate zilele, experiența care dobândește în sportul acesta ți este de folos. Te face un om mult mai ager, ca să zic așa, care învață să gândească la fracțiune de secundă, să ia decizii corecte, așa cum ar trebui să facă într-o luptă. Ce să spun, am de gând să fac lucrul ăsta toată viața mea, adică să fiu pe tatami inclusiv la 80 de ani. Nu doar că vreau să trăiesc sănătos și să fac mișcare, ci chiar vreau să merg în competiții pentru multă vreme de acum înainte. Deși știu că nimeni n-ar fi pariat pe mine ca la 50 de ani pe care am acum împlinit să am astfel de rezultate într-un timp, zic eu, destul de scurt. Și nici eu n-am pariat pe mine, dar uite, sunt aici, așa că sper din toată inima ca cineva să fie încurajat de ce am spus eu aici. Vă doresc multă, multă sănătate și, de ce nu, multă mișcare care să vă aducă sănătatea de care aveți nevoie. Și vă mulțumesc!